Pentru că lucrările la podul Prieteniei nu s-au finalizat, mulți dintre șoferii care intră sau ies din țară prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu sunt nevoiți să stea la cozi chiar și câteva ore. Pentru a veni în sprijinul participanților la trafic care tranzitează punctele de frontieră rutiere existente la graniță, Poliția de Frontieră a dezvoltat încă de anul trecut aplicația Trafic Online, care monitorizează traficul din aceste puncte, atât pe sensul de intrare cât și pe cel de ieșire din România. Aplicația poate fi accesată de pe orice calculator sau terminal mobil cu acces la internet. Punctele de trecere ale frontierei sunt marcate în funcție de trafic și timpii de așteptare în culori diferite. Verde pentru timp de așteptare până în 30 de minute, galben timp de așteptare între 30 și 60 de minute și roșu timp de așteptare peste 60 de minute. Poliția de Frontieră le recomandă șoferilor să consulte aplicația care prezintă media timpilor de așteptare la controlul de frontieră pentru autoturisme, care includ și microbuzele și autocarele, și camioane, mijloace de transport marfă cu greutate de peste 7,5 tone. Timpii de așteptare sunt actualizați în timp real, pe baza informațiilor furnizate de structurile teritoriale ale Poliției de Frontieră, fapt ce ajută utilizatorul să-și reconfigureze traseul către un punct de frontieră și înregistrează valori de trafic mai scăzute. Anul trecut, la punctul de trecere a frontierei Giurgiu, s-au prezentat 2.700.000 de persoane. În ceea ce privește numărul mijloacelor de transport, s-a înregistrat un total de 1.900.000 de autovehicule.